Hoții au forțat două uși și au spart un geam. Am constatat că în școală se pare că a intrat cineva, a încercat să forțeze o ușă, în școală nu lipsește absolut nimic, totul se desfășoară absolut normal, și evaluarea națională și bacalaureat. La fața locului au sosit și oamenii legii pentru a lua toate probele necesare identificării făptașilor. Polițiștii au deschis și o anchetă în acest caz. Colegiul Tehnic Pontica este și centru zonal de corectare a lucrărilor de la evaluarea națională. A apărut astfel ipoteza potrivit căreia hoții ar fi fost niște elevi care încercau să ajungă la lucrări. Conducerea colegiului neagă însă aceste zvonuri. Am informat poliția, am informat jandarmerii, inspectoratul școlar județean, toată lumea știe despre ce e vorba. Totul se desfășoară absolut normal. Având în vedere aspectele sesizate, polițiștii s-au deplasat la fața locului în vederea efectuării de cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment. Unitatea de învățământ era prevăzută cu pază umană. Se fac cercetări, se strâng toate probele și datele care sunt legate de această cauză în vederea stabilirii și unui cer de suspecți pentru a putea stabili autorii care au participat la acest eveniment. Din informațiile deținute de polițiști, se pare că hoții ar fi încercat să ajungă la biroul directorului, întrucât ușa acestuia este una dintre cele forțate. Dacă vor fi prinși de oamenii legii, făptașii riscă între o lună și 3 ani de închisoare sau amendă, iar dacă sunt minori, pedepsa se reduce la jumătate.